Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi face o etalare nouă în trei variante pentru a afla în ce zodie este partenerul, partenera voastră sau posibilul partener, partenera, dacă nu aveți, care este partenerul cel mai potrivit pentru voi și ce caracteristici are, ce fel de persoană este. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante gândindu-vă la partenerul, partenera voastră sau la persoana cea mai potrivită pentru voi, care ar putea să vă devină partener, și să vedem ce spun cărțile de tarot. Dacă acest lucru se confirmă, că într-adevăr partenerul pe care îl aveți este în zodia pe care o vede tarotul sau are caracteristicile pe care tarotul le vede sau cel pe care îl veți cunoaște, să vedem dacă va fi sau nu pe măsura așteptărilor voastre. Alegeți-vă varianta, bineînțeles, bazându-vă pe propria intuiție și după cum rezonați cu aceste inimioare. Am folosit inimioarele pentru că, fiind vorba despre parteneri, despre parteneri sentimentali, de relații, de dragoste, inimioarele sunt cele mai potrivite, inimioara roșie, roz sau verde. Ok, și voi da două dintre variante la o parte, voi păstra varianta cu inimioara roșie pentru a nu distrage atenția celelalte variante și să vedem. Pentru persoane care și-au ales prima variantă, varianta roșie, în ce zodie sau cu ce ascendent, în ce zodie îl poate avea, sau luna în momentul nașterii, în ce zodie, vedem. Ce caracteristici are persoana iubită pentru voi sau care ar putea, în ce zodie ar putea fi persoana iubită, în ce zodie și cu ce caracteristici, ce fel de persoană ar putea fi. Ok. Să stea, bineînțeles, o singură carte. Mi-a ieșit îndrăgostiții. Deci, ceea ce poate să fie cineva din zodia Gemeni, cu ascendentul în Gemeni sau cu luna în momentul nașterii în Gemeni. Asta îmi spune că poate să fie o persoană mai indecisă, o persoană care poate e în dificultatea alegerii. Nu este foarte decisă, poate, în ceea ce face. Este o persoană gânditoare, poate reflexivă, care iubește să observe, să stea deoparte, care gândește mai încet, ca să zic așa. Își ia mai mult timp pentru a se decide. Deci nu este o persoană care ia decizii pe loc. Este poate o persoană mai nesigură pe ea. Este o persoană care există foarte mult, poate, până să facă alegerea. Deci, dacă sunteți deja cu o astfel de persoană, cu siguranță are astfel de caracteristici, este o persoană destul de nedecisă, destul de nu dă răspunsul imediat la întrebări, nu ia decizii pe loc, e mai inconstantă, poate are și tendința de a înșela, are tendința de a avea tot timpul două case, două mașini, două neveste, două iubite, două amante, două joburi, etc. Deci are tot timpul, e duală, ca să zic așa, cu alte cuvinte. Este poate o persoană care nu are întotdeauna o latură pozitivă, poate mai are și tendința de a risca, da? Deci de a face lucruri riscante sau să amâne lucrurile, da? Poate nu vrea nici să supere, nu vrea nici să ia decizii rapide. Poate este o persoană destul de veselă, așa, de glumeață. Poate să fie și o persoană care îi place să mai și petreacă. Poate că are și o tendință de a face compromisuri sau de a intra în anturaje în care se fac compromisuri. Pentru că nu-și dorește să rezolve cu adevărat conflictele. Da? Deci poate să fie o persoană care întotdeauna
tinde să-și fie, să se facă frate și cu dracu ca să treacă puntea, ca să zic așa, adică nu vrea să-și spună exact pe care parte este, ca, doar ca să nu, și pe de o parte pentru care are interesul să-și rezolve situațiile și să-și lase și o portiță deschisă și pe de altă parte că nici nu vrea să ia o decizie pe loc. Foarte posibil ca această persoană să necesite să aibă mai mult control. Poate nu este chiar foarte echilibrată, poate își mai iese din fire, are niște ieșiri din fire, ar trebui să facă poate o terapie, da, deci prin care să încerce să devină o persoană mai decisă, mai sigură pe ea, sau o persoană care să nu lase pe ceilalți să decidă cum ar veni în locul său. Ca și dacă nu l-ați cunoscut încă, destul de dificil de spus când se va întâmpla să cunoașteți, pentru că această persoană are mult timp, are tot timpul variante, ca să zic așa, adică întotdeauna își lasă variante. Puteți, pe neașteptate, în orice caz o veți cunoaște această persoană, dar puteți fi sigur că nu sunt în singura sa opțiune. Deja în momentul când o veți cunoaște, poate că deja este implicat într-o altă relație sau va avea oricum pe altcineva și pe altcineva în vedere în același moment cu voi. Da, deci trebuie să vă asumați mai multă responsabilitate voi decât cealaltă persoană, să fiți voi mai matură decât acealaltă persoană. Da? Deci aceasta este caracterizarea, să zicem așa, al acestei persoane. Ezită practic să facă alegeri. Poate este o persoană care și călătorește mult, are un, să zic așa, un grup de prieteni de toate categoriile, toate calitățile, da? Deci nu este o persoană care este pe o singură direcție, are întotdeauna mai multe variante, da? Deci are prieteni din toate categoriile sociale, de toate. Și pozitive, și persoane bune, și persoane mai puțin bune, pentru că își încearcă să se adapteze, ca și cum ca un cameleon, așa, care încearcă să se adapteze la situațiile din jurul său. Cam asta e tot ce pot să spun pentru cei care și-au ales prima variantă a inimii marii roșii despre persoana iubită sau persoana pe care, cu care ar putea avea o relație în viitor. Da? Și haideți să vedem și pentru a doua variantă, pentru cei care și-au ales varianta inimioarei roz, în ce zodie este persoana iubită sau în ce zodie ar putea fi sau ce ascendent ar putea avea sau luna în momentul nașterii, în ce zodie era și ce caracteristici ar putea avea această persoană sau are dacă deja sunteți într-o relație. Vă duce la discuții, la conflicte, că se tot grăbesc și la voi se grăbește aici dificultatea alegerii sau poate o trădare. Dificultatea alegerii sau trădare sau un trio, da? Aici nu mai contează tăiere. Pentru voi, în ce zodie este partenerul sau ar putea fi? Aici mi-a ieșit judecata, mi-a ieșit zodia peștilor, deci așadar această persoană potrivită, mă rog, persoana, partenerul vostru actual sau viitor, poate fi din zodia peștilor sau care are ascendent în zodia pești. Este o persoană care poate are tendința să se reîntoarcă de la capăt. Poate că nu este întotdeauna gata să renunțe la o relație și atunci mai are tendința să se întoarcă de la capăt, să o ia de la capăt cu aceeași persoană. Ea, în general, poate să fie o persoană destul de matură, o persoană care poate, e o persoană care poate are și dificultăți cu trezirea, poate să fie și o astfel de situație, să fie mai somnoroasă, așa, să doarmă, îi place să doarmă mai mult. Are nevoie de mai multă maturitate și echilibru. În general, așa ar trebui să fie o persoană din pești, cu mai multă maturitate și echilibru și cu o mare capacitate de înțelegere. Dar nu întotdeauna. Este poate o persoană care e și mai visătoare, poate
și are nevoie să mai de mai multă claritate și profunditate în suflet, să fie mai profundă. Trebuie să aibă poate o viziune mai amplă asupra lucrurilor, așa ar trebui ea să fie, da? Deci, în general, ea are viziune, e o persoană care poate vede chiar viitorul, să zicem așa, este o persoană care are viziuni. Dar poate că este și o persoană care îi place să judece lucrurile, să-i judece pe alții, să analizeze până în profund, să facă teoria chibritului, să zic așa. Deci are acea tendință de a face teoria chibritului, da? Deci să desfacă lucrurile în mii de bucăți, da? Pentru fiecare lucru să găsească pretexte, să zic așa. Ca să găsească, vrea să caute poate răspunsuri, da? Deci, și poate are și tendința să imagineze lucrurile mai mult decât sunt. Poate că nu este o persoană care îi place să facă, eu poate o persoană sterilă, o persoană care nu are prea multe vise, dorințe sau poate nu foarte vrea să facă copii. Poate că nu-și urmează vocația. Deci această persoană poate nu-și urmează vocația, deci nu-și pune în valoare calitățile. Are și tendința să se închidă în sine sau ține lucrurile ascunse, are o parte întunecată pe care nu o dezvăluie, are o parte luminoasă, are și o inimă bună, dar are și o parte întunecată pe care nu o scoate la lumină așa la prima vedere. E foarte, întotdeauna are ceva ascuns, ceva de un secret acolo, ceva de care știe numai ea, să zic așa, sau își scoate partea întunecată a ființei sale în anumite situații de conflict, spre exemplu. Asta semnifică că vă puteți cunoaște, dacă nu v-ați cunoscut deja, într-o situație pe neașteptate. Poate într-un nou cerc de prieteni, într-un nou loc de muncă, într-o nouă țară, într-un nou oraș, cam asta ar fi situația, în ceva nou, în ceva care se începe nou. Deci este întotdeauna, când veți cunoaște această persoană, e posibil să o cunoașteți într-un loc, în locurile noi în care vă mișcați, vă duceți, sau intrați cu această persoană când o cunoașteți într-o lume nouă, vă duce într-o altă lume, intrați într-un alt mediu, în alt anturaj. Este o persoană cu care depășiți anumite limite, deci bine și în rău, ca să zic așa. Are nevoie de mai mult echilibru psihic și această persoană, deci are probleme poate și cu echilibru psihic. Este mai alunecoasă această persoană, fiind și semnul peștilor, este duală și această persoană este destul de duală, de alunecoasă, de secretoasă. Iar de cunoscut o cunoașteți când va fi timpul, deci nu există un moment specific, aceasta este momentul în care se termină, să spun, când voi ajungeți la acel punct în care trebuie neapărat să cunoașteți această persoană pentru că trebuie să depășiți anumite limite, în bine sau în rău ale voastre, acum depinde de la situație la situație. Da, deci, practic, această persoană va trebui să va veni în viața voastră sau vine în viața voastră pentru că trebuie să vă facă să vă cunoașteți pe voi mai bine, să vă cunoașteți voi limitele și să vi le depășiți. Asta nu înseamnă că ea vă va împinge să faceți o anumită lucru sau altul, ci situațiile în care veți fi cu această persoană vă va determina să faceți o alegere, poate, știți, să judecați lucrurile dintr-un alt punct de vedere, să faceți un alt salt în viața voastră, să luați o altă direcție în viața voastră. Și atunci, asta e practic rolul său în viața voastră. Cam asta e ce pot să spun pentru cei care și-au ales varianta inimioarei roz. Și haideți să vedem și varianta inimioarei verzi, să vedem la voi în ce zodie este partenerul, parteneră, sau în ce zodie ar putea fi, sau cu ce ascendent, sau luna, în ce zodie era în momentul nașterii, da? Să vedem despre ce persoană este vorba, cum, ce caracteristici are, ce personalitate. Mi-a
Mi-ar dați aici zodia Capricorn sau cu ascendentul în Capricorn sau cu luna în momentul nașterii în semnul Capricornului, mi-a ieșit lumea. Deci poate să fie când începeți ceva, fie când sfârșiți ceva, să cunoașteți această persoană. Este un început și un sfârșit totodată. Este ultima carte din tarot, cartea 21. Și această persoană poate să fie o persoană o să o cunoașteți în mulțime, să o cunoașteți în lume, să o cunoașteți la o petrecere, poate, să o cunoașteți, sau e o persoană care îi place să călătorească în lume. Da? Deci cu această persoană puteți călători sau ea călătorește, face multe drumuri. Acum că e șofer sau că îi place să călătorească de colo-colo, că schimbă locurile de casa, de muncă și etc. de mai multe ori, asta e altceva. Ca și caracteristici, în partea pozitivă a persoanei, ea este o persoană echilibrată și fermă, o persoană calmă, o persoană care s-a dezvoltat armonios, echilibrat, o persoană frumoasă, sociabilă, o persoană care are o mare capacitate de concentrare și de atenție și își folosește energia în scopuri precise, deci nu face nimic la întâmplare. Este o persoană care este bine organizată, determinată să facă lucrurile într-un anumit fel, să obțină ceea ce își dorește. Are un nivel educațional destul de mare, sau să zic așa, e o persoană cu o cultură vastă și cu cunoștințe profunde în diverse sectoare de activitate, da? Deci este o persoană foarte evoluată, să zic așa, din partea ei pozitivă. Din partea ei negativă poate să fie, în schimb, o persoană mai bădărană, mai needucată, mai tentată să poate chiar să consume alcool, să petreacă, da? Deci poate să fie să-i placă anturajul, să-i placă să fie o persoană mai egoistă, o persoană care se gândește mai mult la ea, care se pune pe ea în centrul atenției. Vedeți, aici ne arată o pasăre și în jurul ei sunt mai multe altele. Da? Deci, cele 12 zodii. Deci, este o persoană care se pune în centrul atenției, care își dorește foarte multe să obțină ceea ce vrea ea. Vrea să ajungă într-un nivel social foarte ridicat, vrea să ajungă pe o treaptă socială foarte sus, să fie în centrul atenției, da? Deci, posibil că deja a și cunoscut această persoană, sau în orice caz o puteți cunoaște călătorind sau, v-am spus, în anturaj, în lume. Este o persoană care vă poate duce. Este o persoană care este destul de egoistă, ca să zic așa, în anumite puncte de vedere, din partea sa negativă. În partea pozitivă, în schimb, nu. În partea pozitivă poate să fie o persoană care e mai matură, e o persoană care își asumă responsabilități, care face lucrurile, nu își pierde timpul inutil, da? E o persoană care obține ceea ce își dorește, are succes, da? Deci, practic, această persoană își dorește să cunoască mai mult lumea, să cunoască persoane, să cunoască orașe, țări, să cunoască mai multe domenii de activitate, să intre și în politică, poate chiar, da? Deci, își dorește să nu se oprește la. Din cunoaștere, din învățare, a ști cât mai multe, de a cunoaște cât mai multe persoane. Și este o persoană destul de stabilă, această persoană, ca să zic așa, nu schimbă partenerii foarte, cum mai este îndrăgostiții gemenii, care au tendința să mai înșele. Este o persoană destul de cu picioarele destul de pe pământ, ca să zic așa. Nu? Este o persoană care nu se teme, pentru că e sigură pe sine. Pe unde merge ea, succesul este prezent, ca să zic așa. Deci, caută numai lucrurile cu mai pline de succes, locurile în care sunt, își caută un anturaj care să o ridice această persoană și nu să o coboare. Da? Cam asta e ce pot să spun și pentru cei de la varianta a treia a pietrei, a inimioarei vezi. Sper că v-au plăcut aceste predicții și că v-ați regăsit în aceste predicții, că au răspuns la întrebările voastre și că v-ați recunoscut în descriere partenerul, partenera sau
posibilul partener, partener va fi mai ușor să-l recunoașteți cu ajutorul acestor etalări. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube și dacă încă nu v-ați abonat pe acest canal, vă invit să o faceți. Lăsați-mi și feedback-urile voastre, mesajele, cum vedeți aceste predicții și dacă vă ajută. Și vă doresc în continuare o duminică plăcută și, bineînțeles, să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!